Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi live aici pe Metropola TV. Dacă este vineri, stăm de vorbă despre etapa din Superliga care stă să înceapă. Vorbim și despre partidele din Cupa României care s-au desfășurat în cursul zilei de ieri. Am văzut în timpul emisiunii noastre că ceva din scoruri știam, dar discutăm pe larg despre toate aceste partide cu bunii mei colegi și prieteni, Dacian Varga, Cristi Pulhac și Ionuț Florea. Bună ziua, învingătorilor! Bună ziua! Felicitări pentru victorie, pentru că dintre Hai să vorbești tu astăzi, că noi suntem foarte obosiți după meciul de astăzi. Mai ales la ce? Da, sunt ca să înțeleagă toată lumea, ca nu cumva să credeți că facem notă discordantă aici în sufragerie. Dintre atâtea meciuri de Cupa României, de Superliga, Champions League, toată lumea, toți nebunii. De fapt, cea mai importantă competiție este cea internă și anume Cupa Presei la fotbal, unde echipa Metropola TV a câștigat primul meci, a trecut mai departe în etapa următoare. Acum că ei spun că sunt obosiți, eu nu-i cred, pentru că așa fotbaliști de talie internațională n-au cum să fie obosiția așa din... Păi cum ales? Din poanie așa, nu se poate. N-ai văzut că acum se cer sunt obosiți, după două meciuri sunt obosiți, vor să oprească campionatul? Dar asta e generația nouă. Și noi ne dăm după ea. Frumoasă, ai două meniuri după ce terminăm emisiunea la bucătărie la noi. Vai, mulțumesc foarte tare. Eu nu ți-am înțeles că te-ai implicat activ în viața echipei Metropola TV. Ce să zic? Bravo! Da. Te felicitat. Prestația, băieți. Și bineînțeles, pregătirea, pentru că rar se întâmplă ca o echipă care câștigă să rămână să mai facă un antrenament imediat după partidă. Colegii mei, Dacian și Cristi, nu s-au dus acasă la recuperare, la masaj, au zis nu vreau să rămânem să facem câteva scheme pentru a doua zi. Exact, da. Și mare atenție la recuperare, pentru că cineva a făcut pași ceva mai mare astăzi, că a măsurat terenul, a vrut să vadă exact cum stăm. Te rog frumos, Dacian, intră puternic pe recuperare. Bun, pentru etapa următoare vedem ce se mai întâmplă. Ne auzim luni despre Cupa Presei și revenim la meciurile noastre, pentru că ghiciți ce, avem timp puțin și meciuri multe. Așa că tot în pași alerți și tot alergătură, să spunem așa, de alt tip, vorbim despre partidele care s-au desfășurat în Cupa României întâi. Steaua București și Ucluj, un scor de 3-1 și destul de multe controverse, să spunem așa, la nivel declarativ al jucătorilor, dar Ucluj câștigă în fața echipei de Liga 2. Câștigă meritat. Sincer, Universitatea Cluj a pus în teren, cred că, cei mai buni jucători. Pentru că e clar că își doresc măcar să ajungă în finală cum au fost sezonul trecut. Mi-a plăcut Ucluj pentru că au fost foarte serioși. Noi am și vorbit ieri și am spus că un antrenor ca Ioan Ovidiu Sabou, mi-e greu să cred că o să intre în teren așa, relaxați. Foarte frumos din partea lor. Îmi place când văd o echipă care tratează, indiferent că joacă cu o echipă de Liga 2, cu o echipă de Liga 3, tratează serios fotbalul și sunt de apreciat. De partea cealaltă, CSEA, cred că atâta au putut. Un gol senzațional, un gol frumos al celor de la CSEA. Dar, din păcate, pentru ei îmi pare rău că nu vine mai multă lume la stadion. Un teren așa frumos, un stadion așa frumos, nou. Aici depinde și de rezultate. Da, dar totuși jucai cu echipă de Liga 1, Cristi. Da, dar e supărarea mare că ei de 2 ani de zile tot caută o portiță de a reveni în prima ligă. Și îți dai seama, probabil în al treilea an a dispărut și... Deci atunci ce să înțeleg că sunt... Fenomenul sunt suporteri din spate. Doar de rezultat? Păi peste tot sunt suporteri de rezultat. De ce să nu? Nu cred, uite, îți dau exemplu rapid. Pe Rapid am văzut din Liga 4 că au jucat cu mii de oameni în spate. Veneau la meciuri. Păi da, a fost vorba și de rezultate. Adică, practic, era vorba despre un proiect în care se propunea revenirea în prima ligă cu un buget foarte bun, știind suporterii de... Ok, dar în Cupa României știi că Steaua, dacă se califică, da, dacă câștigă, poate să joace în Europa. Dar cum, Dacian, te gândești tu vreodată? Că, în primul rând,
nu au echipă de prima ligă. Sunt echipe poate mult mai printr-o bune. Conjunctură poți să ajungi să treci mai departe și de ce nu? Mie mi-e greu să cred. Uite, anul ăsta, cum spunea Ionuț, mie mi se pare o luptă acerbă la Cupa României față de ceilalți ani, pentru că e obiectivul ăsta, cine câștigă Cupa... Europa League. Păi asta spun și mie mi se pare că echipele mari... Cred că s-au concentrat, s-au au luat în serios cupa acum anul ăsta. Da, față de celelalte sezoane în care, la nivel declarativ cel puțin, erau echipe din primele 5, să spunem așa, 5-6, care spuneam, nu reprezintă neapărat un obiectiv pentru noi. Știm bine că FCSB-ul de fiecare dată a avut această poziție. Și... E bine, acum, când miza e mai mare, se mai schimbă puțin poli. Păi de asta spun, anul ăsta e puțin mai complicat. Nu cred că se gândea ce se iau, dar pur și simplu erau... Cred că erau dacă câștigau și asta era o victorie pentru moral, primul rând că probabil putea să fie un declic al echipei și cu câștigătoare din Liga 1. Din Liga 1. Ok, hai să trecem la următoarea partidă și completăm pe parcurs, că așa cum spuneam, timpul e mai limitat astăzi și vorbim despre meciul celor de la Alexandria cu CFR Cluj. La fel, același scor, 3-1, Alexandria marchează împotriva fostei campioane. A fost întreaga zi 1-3, Alice. Dacă ne uităm pe rezultate... Exact. A fost o zi specială. Ziua 1-3, oaspeții, într-adevăr, echipe mai puternice de Superliga și au respectat balazonul și au câștigat. CFR într-o grupă cu U Cluj și cu Rapid, dacă dorește să iasă, automat trebuie să câștige cu echipele mai slab cotate. Așa s-a întâmplat și cu Universitatea Cluj, finalista de anul trecut. Când ești în astfel de grupe extrem de echilibrate, cu favoriți cerți, trebuie să încerci să bați echipele acestea mici. Până la urmă, Alexandria este de apreciat că nu a cedat, a marcat, CFR a forțat mai mult pe final, a băgat și câțiva jucători cu state vechi. Au jucat mulți titulari. Exact. Chiar dacă n-au intrat de la început, da? Și pe parcurs s-a apropiat de echipa la pauză au făcut 3 schimbări, dacă nu mă înșel. Da. Că asta am zis. Și de partea CFR-ului am văzut o altă abordare acum pentru Cupa României. Bine, venea și după rezultatul nefast din Giulești și cred că a vrut să mai spere puțin impresia lăsată. Un gol frumos al lui Muhar, extraordinar. Senzațional gol, foarte frumos. Foarte frumos și până la urmă o partidă echilibrată până într-un alt moment. Dar vezi, Alice, se face diferența când echipa de Liga 1 accelerează, e greu să te mai ții după ea, așa cum s-a întâmplat în întreaga zi de ieri în Cupa României. Până la urmă, genul acesta de dueluri sunt firești, nu, Cristi? Cu rezultate de genul acesta ar trebui să se diferențieze totuși un pic ca și nivel. Pentru pretențiile pe care le are CFR Cluj, cel puțin. În ultimul timp, Liga a doua, eu, să zic, codaș așa Ligei întâi, pentru că știm majoritatea echipelor care au promovat din Liga a doua în prima ligă, se vedea diferența destul de mare față de prima ligă. Adică, practic, s-au bătut tot campionatul să... se scape la retrogradare, deși au retrogradat la majoritatea din ele care au promovat. De asta e și diferența asta atât de mare, dar uite că au fost și echipe care s-au și încurcat, aici mă refer la Craiova, că mai vorbim. Asta vreau, cred că asta e singura, nu? Surpriză. Singura surpriză. Singura surpriză. Craiova egal la Dunari. În rest, dacă stau și mă uit așa pe toate meciurile, le aduc aminte, nu aș bine mai vedea vreo surpriză. Aici mai punem și terenul. A fost, mie mi se pare că a fost singurul cel mai rău. Adică un teren execrabil, serios. Foarte greu să joci pe un teren de genul ăsta. Adică, da, bine, cum am zis, toți antrenorii ne spuneau, ambele echipe joacă pe același teren. Te jucători de Liga 1, ai oferte, ai diferența de bani. Da, bine, oricum, acest rezultat de egalitate a celor de la Craiova nu scuză terenul. Nu scuză și nici nu-i scoate din luptă în totalitate. Nu, pentru că eu cred că are posibilitatea și puterea Craiova să bată restul partidelor dacă își dorește cu adevărat să performeze în Cupa României și să iasă din faza grupelor. Bun, dacă nu au fost surprize până aici, nu știu cât de surprinzător a fost și rezultatul dintre cei de la FC Botoșani și Rapid București. La fel, asemenea celorlalte două, 3-1 pentru formația giuleșteană. Dan Alexa pare că nu reușește să scoată așa un pic din lanțul ghinioanelor echipa pe care o conduce. Să știi că Botoșani au avut ocazii. Exact. Mai ales în prima repriză au avut câteva ocazii. Mie mi-a plăcut Botoșani. Bine, dacă nu te uitai la partidă și te uitai pe doar la rezumat, da. Ai fi zis că a fost un galop de sănătate al Rapidului și mai ales că a fost un război, pentru că s-au dat 12 cartonașe galbene. Bogdan Dumitrache, centralul partidei, a împărțit la toată lumea. Chiar ascultam
comentariu. Două la primărie, la două la prefectură. La pauză a fost 4-0 pentru Botoșani. Orice faul, comentatorul spunea, și acum urmează galben. Și vedeai pe Dumitrache, scotea cartonașul. Nimeni nu a scăpat aproape. De asta zic, una la primărie, păi, una la prefectură. Stai că a dat și pe bancă. A dat și pe bancă. A și lui Grigore a dat cartonașul. Și ca la Opra pe vremuri. Și tu primești un telefon, exact. Și tu primești un telefon, adică și tu primești un cartonaș galben. De dur încât să zici. Bine, dar cred că ei, arbitrii, când dau așa multe cartonașe galbene, că nu a fost un meci așa dur. Nu, pe asta. Adică el ca să țină meci un frum, mă gândesc, nu? Să da. Liniștească repede apele, adică, băi... Da. Nu, i-a liniștit pe toți. E ok. Păi nu, asta zic, că automat când primești un cartonaș galben, după aceea ești mult mai liniștit. Clar. Știi că la orice... Precaut. Și mai ales dacă îl vezi că dă foarte repede cartonașe, stai mult mai liniștit. De asta tind să cred că de asta a dat așa multe cartonașe. El a mai arbitrat în Liga 1? Da, este un coleg de generație cu mine. Apropo de, uite, unii cum pot ajunge și alții leneși, nu reușesc. Da, săracul de tine, dar ce rău, ce rău mă duci. Coleg de generație cu mine, e un arbitru foarte bun. Mie îmi place de Bogdan Dumitrache, chiar dacă aseară a făcut exces de zel, că nu cred că toate cele 12 cartonașe se impuneau alis, dar când te duci la Botoșani, ai așa mereu un semn de întrebare. Bă, dacă las jocul prea liber, nu cred că îl mai pot ține în frâu. Așa că hai să încep să-i liniștesc. Dar uite că nu s-au liniștit și mai aveam un pic și... Îți dai seama cât i-a luat să completeze raportul de joc după meci? Că trebuie să scrii la fiecare cartonaș. A plecat cu trenul. Exact, să la fiecare cartonaș trebuie să scrii motivul pentru care l-ai dat. Tu crezi că mai ține el minte 12 cartonașe la fiecare? Păi care s-a uitat la VAR. A văzut meciul în eloarea, nu? Deci aici pentru că... Cu siguranță a ținut minte și sigur, cu siguranță s-a ocupat foarte bine. Greșeli majore n-au fost. Până la urmă a dus meciul la bun sfârșit și nimeni n-a comentat nimic. Și la fel ca cei de la Ucluj, Rapidul, o echipă serioasă, au intrat să câștige acest meci. Știi că vorbeam și ieri, Ionuț. Dar uite, Botoșani au avut un singur jucător lipsă față de echipa tip. Asta spuneam noi că dacă Rapid câștigă... Da, eram în dubii, dar cei de la FC Botoșani... Un singur jucător a lipsit din echipa care etapa trecută a făcut egal acasă. Și cred că un singur jucător va lipsi și în următorul meci de la Craiova. A, și Florescu, pentru că s-a accidentat și 2-3 săptămâni, din păcate, nu va fi pe teren. Și la Rapid goluri frumoase. Da, da. Da. Foarte frumoase goluri. Am văzut pe Iacob lovitură liberă. Da. Totuși, fundaș central. Oricum, să știi, mie mi se pare că în cupă să dau niște euro-goluri, în campionat nu le vedem așa, adică în campionat ne chinuim, adică se chinuim. Mi-e greu să cred că Iacob în campionat o să bată lovitură liberă. Păi de asta spun. Dar acum, după marcarea acestui gol foarte frumos din lovitură liberă, cred că i-au mai crescut șansele. Și golul Kipciu a fost frumos, adică, pe bune, au fost niște... L-a denumit golul banană. Păi cam banană. Pentru că mingea s-a dus... A zis și el că n-a vrut, da. Dar n-am auzit declarația lui Kipciu, dar mi-e greu să cred că a vrut să lovească. Am văzut goluri frumoase, am văzut meciuri interesante în Cupa României până acum, până revenim la acțiunile din această competiție. Noi ne întoarcem la Superliga și vorbim despre etapa cu numărul 11, care începe astăzi de la ora 21 cu partida dintre Oțelul Galați și Dinamo București. Un meci interesant, știm bine că cei de la Oțelul au reușit să rupă așa acest lanț de ghinioane pe care l-am văzut. Dinamo, în schimb, trebuie să avanseze în clasament, pentru că, din păcate, punctele nu sunt deloc în favoarea Câinilor Roșii. Ce să facem? O partidă grea la Galați. Da, bine, cred că Dinamo are 8 puncte, nu? Da. Cred că ar fi un motiv în plus ca să se apropie de celălalt echipă, că o egalează pe Oțelul și încă vreo 3 echipe, cred, care au 11 puncte. Da, mai sunt încă două echipe. Este Oțelul și Ucluj, care au în momentul de față 11 puncte. În schimb, la fel. Eu rămân cu meciurile de la Galați, sub presiunea conștientului meu, așa. Da, eu îmi doresc ca Dinamo, pentru că, în primul rând, în afara faptului că e echipa mea de suflet, dar îmi doresc ca brand și ca orice să înceapă să strângă niște puncte și decât echipa, oricum am văzut-o în cupă, mi-a plăcut mai mult, au fost mai răi, exact cum zicea și Dacian, și tu vrei oarecare ambiție la jucătorii, nu? Nu le-ai văzut în celelalte meciuri. Păi da, dar asta spun, asta, ambiția asta și răutatea asta o vedem și în campionat, pentru că eu am spus, în cupă, cred că ești mai relaxat. Nu e presiunea asta care o ai în campionat. Și acum, părerea mea, cred că joacă cu o echipă
de aceeași valoare cu ei. De la egal la egal. Nu văd mare diferență între Oțelul și Dinamo în momentul de față. Bine, ei se cunosc de la... Da, da, și la Oțelul și la Dinamo s-au schimbat foarte mulți jucători. Da. Vorbeam înainte de emisiune și ne gândeam cam cum ar aborda Dorinel Munteanu această partidă. Ar juca cum a jucat până acum, da, să stea mai mult la cutie și să joace pe contraatac, sau s-ar desface și ar încerca să aibă o posesie, să meargă peste adversar, peste cei de la Dinamo. Sunt curios care este tactica lui Dorinel Munteanu pentru acest meci. Ținând cont că Oțelul joacă acasă, joacă contra celor de la Dinamo. O să știi că, uite, Dinamo nu a fost o echipă, mă refer aici de când a început prima ligă, nu a fost o echipă care să pună pe două linii. Ei au încercat într-un fel cu orice echipă să joace. Da. Adică nu a fost o echipă care s-a apărat. Și aici, nu știu, e posibil să mizezi Dorinel Munteanu pe chestia asta. Se lasă să atace și jucând acasă... Și să-i prindă, să, da. Adică să... Pentru că ei n-au jucat să joace niciodată. Exact cum a jucat Oțelul de la începutul campionatului. Și aici mă gândesc, s-ar putea să joace... Ei, în meciurile astea eu aș fi jucat invers. L-aș fi lăsat pe Oțelul să mă atace. Cum discutam anul trecut de Rapid. Hai să lăsăm Rapidul să atace, să vedem dacă exact. Știe să o facă. Exact. Eu asta, eu sincer așa aș proceda. Cred că aici va fi cheia meciului. Dacă cei doi antrenori aliști vor păstra principiile pe care le-au aliniat în aceste 10 etape. Adică Burcă va încerca în continuare să joace frumos și să nu ia puncte, sau trece în barca celor pragmatici să joci mai urât și să punctezi și să miști clasamentul. La fel cum sublinia Dacian, Dorinele schimbă principiul cu care a avut câștig de cauză, venind Dinamo peste ei, sau rămâne aceeași echipă organizată și își păstrează aceeași idee de joc cu riscul de a nu câștiga și de a mai face un rezultat de egalitate. Rămâne să vedem ce strategie abordează cei doi tehnicieni și cu siguranță va fi o partidă interesantă. Vorbim și de partidele care urmează mâine. UTA Arad, care din păcate stă pe un butoi de pulbere, am putea să spunem, faptul că este foarte multă tensiune la echipa arădeană, întâlnește acasă Fece Voluntari. Fece Voluntari care vine după o victorie în Cupa României împotriva celor de la Farul Constanța. Un moral bun, am putea spune, și au nevoie și ei de foarte multe puncte, pentru că, din păcate, n-au mers lucrurile așa bine în campionat. E, pe UTA anul ăsta eu văd foarte rău. Spun sincer. Față de anul trecut. Cristi a dat verdictul pentru, nu, pentru că formația arădeană, din păcate. Contează într-un fel cum începi și campionatul, dar nu mă refer ca ghinion sau eu știu, dar acolo se întâmplă ceva, totul pare să fie pe dos. În primul rând, echipa nu joacă, au probleme, ne-a milicea venit. Acum se mai și mută. Da, acum e se și mută. Lor adică, practic, totul vine, știi cum e, când se întâmplă, toate. Preferi la anul trecut și anul trecut. N-a fost o echipă care a ruburat târgului, care venită de Liga a doua. De asta zic. Eu au un meci greu și cred că, indiferent cu cine vor juca, ei, cred că toate meciurile pentru ei sunt grele, pentru că nu e o echipă care să pună probleme și o echipă pare instabilă, așa, din punct de vedere și fizic și organizat. Bine, dar acum dau și peste un Fece Voluntar care nu stau nici deloc roz așa în clasament. Și, ok, au câștigat cei de la Voluntari împotriva celor de la Farul în cupă 2-0. Dar în campionat Voluntariu scârție. Cred că echipele sunt pe locul 13 respectiv 14, deci sunt acolo. Da, e o diferență Voluntar, de 2 puncte. Cred că în afară de meciuri două... din cupă, la fiecare meci a luat minim un gol. Nu? Da. Asta da, este echipa care are 23 de goluri încasate. Da, dar joacă altceva, nu știu. Pare o echipă mai omogenă, mai bine clădită. Voluntari automat este o echipă mai omogenă față de 13-14 transferuri cât s-au făcut la UTA. Hei. E clar că sunt mult mai omogeni. Dar au un meci foarte greu, Voluntari. Au un meci foarte greu la UTA. Da. Adică nici nu știi ce să... Din meciul ăsta n-ai ști așa ce rezultat. Da, pe mine situația asta de la UTA Alice mă duce cu gândul la o poezie a lui Nicolae Dabija, Ce bine a fost. Iar primul vers al acestei poezii sună de felul Ce bine a fost când a fost rău. Adică, în urmă cu două sezoane, când UTA era pe locurile 7-8, Giusi Balind era dat afară pentru că UTA nu joacă spectaculos și nu ajunge în play-off. Ei, atunci se considera că era rău. Eu cred că acum suporterii UTA ar spune că acel rău era de fapt un bine. Pentru că, iată, UTA, cum subliniam și la mijlocul săptămânii, fără a egala la Botoșani minutul 97, era lanterna Superligii. Deci ce bine a fost când a fost rău, eu cred că se potrivește perfect UTA Arad în momentul de față.
Bun, după această completare a lui Ionuț, nu cred că mai are cineva ceva de zis. Doar să trecem în următorul meci. Adică mai există ceva? Mai scoateți din pălărie vreun vers de undeva? Sau? Nu. Da, așa mă gândeam și eu, e că îmi văd de treabă. Nu, din nou, nu râdem, doar de fiecare dată știi că apreciem maniera în care îți expui părerea. Pentru următorul meci să știi care strofa a doua. Nu știu ce să zic pentru următorul meci, cred că ai putea să ai o poezie întreagă, pentru că vorbim despre Farul Constanța și Șep și Sfântul Gheorghe, ambele echipe cu pretenții foarte mari în sezonul acesta, atât în campionat cât și în Cupa României. Farul Constanța pe un drum de redresare, e bine, la polul opus cei de la Sepsi, din păcate, au o perioadă așa, cam confuză, să-i spunem. Aici cred că o să vedem un meci cu goluri. Așa am impresia la ce văd. Pe întâlnirile dintre ele, cam asta se întâmplă. Adică... Zim cu statistica. Cum era la... Păi că am mai discutat noi despre Farul și Sepsi. Sepsi e favorită, dacă luăm statistica. Ea cam bătut pe Farul, Alice. Adică Farul are probleme când întâlnește genul acesta. Și acasă și deplasare și peste exact. Tot? Okay. Dar uite, Sepsi, eu cred că în momentul de față are un examen de dat să treacă de la această titulatură de echipă mică la o echipă care poate aspira mai mult. Ne-a luat ochii cu această prestație europeană, dar eu cred că în campionat a rămas datoare. Pentru că au fost acele semi-eșecuri de acasă cu Oțelul, abia a reușit să bată cu 1-0 pe UTA, vine FCSB, îți dă 5, te duci la Craiova, nu contezi, te duci la Hermannstadt în cupă, dai gol, dar nu reușești să ții de scor. Adică eu cred că, așa cum am subliniat și ieri, la un moment dat Sepsi trebuie să se scuture de această performanță europeană și să revină o echipă umilă, așa cum a fost, dacă vrea să obțină rezultate și să atingă play-off-ul. Și o deplasare grea. Au o deplasare, cred că nu și-ar fi dorit. Dacă ai fi pus întâlnesc, să alegi, nu ți-ai dorit să joci. Cu o echipă care și este rălită în orgoliu. Da? Dau de un Farul Constanța care nici ea n-a început bine și ea este într-o... Căutare. Nu, că este într-o disperare de puncte, da? Ca să ajungă iar în primele mai șase. Nu mai e sigură de locul de play-off. Da, asta am zis. Față, și da. Sunt... pedalează alert să prindă primele șase. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte conform clasamentului în momentul de față? Mie mi se pare că la afară e o selecție până în iarnă. Da. Așa mi se pare. Da, așa e. Adică, nu știu... Ți se pare că e așa o reformare? Ceva de genul. Adică, cum am zis, ei după ce au câștigat un campionat, practic... Durează ciclul ăsta vreo 2-3 ani de zile până iar încep să conteze pentru campionat. Mie așa mi se pare. Cred că asta e strategia. Nici nu pot să-mi dau seama. Bine, clar strategia a fost Conference League-ul pentru a merge cât mai departe. Dar în campionat, nu știu. Să știi că nici eu nu-i mai văd anul ăsta pe Farul Constanța, echipa care se bate la campionat. Păi no. Nici Gheorghe Hagi nu mai crede. A spus clar, scoate-ți. Bine, lasă... Asta. Crezi că e declarație să mobilizeze echipa? Normal. 100% asta e declarație să motiveze echipa, dar nu sunt foarte multe greșeli în apărare, foarte multe goluri primite, Farul Constanța. Și e greu să iei campionatul când iei meci de meci. Două dar să goluri, știi că golurile astea Dacian nu vin doar pe baza faptului că apărarea nu mai e atât de bună. Da, dar au fost practic niște greșeli care echipă... s-au făcut. Are anul trecut n-am văzut greșelile astea de la fundașii centrali, de la fundașii laterali, serios. Lipsă de concentrare în unele meciuri, da. Dar asta să știi că pleacă okay, și de la felul cum se mișcă ceilalți. Ai perfectă dreptate că doar apărarea nu sunt doar cei patru, păi da? Asta spun, adică totul cade pe ei, dar practic nici ceilalți nu-i văd atât de organizați, chiar la mijlocul terenului. Nici Nedelcul nu mai e la fel, adică sunt multe carențe. Plus că totul nici Băluță care, nu mai e ce a fost anul trecut. Ce a fost. Deci, practic, oamenii din fața apărării. E și o stare de nervozitate acolo, la Constanța. Nu sunt rezultate, pare. Ionuț? Pleacă de sus și se duce până spre jucători, pentru că și acolo văd foarte multă iritare. Și în teren, și pe bancă, și în tribună. Și că parcă nu și-a găsit primul 11, așa după pe Hagi, nu și-a ales primul 11, știi? Anul trecut, 90% știai primul 11, da? Acum, momentul de față... Și eu sunt de acord cu tine cu această selecție. Eu cred că i-a destabilizat faptul că ei erau singura echipă care toți credeam că va merge mai departe în Conference League. A avut și cred mai că și ei credeau, adică și ei aveau în mintea lor și încrederea aia că nu aveau cum să pierdă acolo. Și adică, până la urmă, Cristi, cum spune și Ionuț, au avut cele mai mari șanse. Corect, păi asta spun. Eu cred că asta i-a destabilizat. A avut cel mai slab adversar în play-off. Nu exista mai slab decât Helsinki. Să-și câștigi acasă, să pierzi, pierzi acolo, 2-0 să, nu, și cum ai pierdut asta. Ai jucat nimic, din păcate.
Din păcate, trebuie să ne concentrăm, să zicem așa, pe competiția noastră internă. Da, este o stare de tensiune peste tot, la foarte multe echipe. Este aproape jumătatea sezonului regulat și simțim asta. Se simte și la cei de la CS Universitatea Craiova, au o partidă cu FC Botoșani. Avem pe de o parte echipa de pe ultimul loc și pe de o parte Craiova cu rezultatul din cupă ultra, hiper, mega aspru criticat de toată lumea. Cred că numai pe la vestiar și numai pe lângă să nu fi fost. Da, dar în meciul ăsta, am spus-o și ieri, Universitatea Craiova au șanse să... Să spele puțin din rușinea de la Tunari. Pe partea cealaltă, Botoșani, ținând cont că a jucat cu cea mai bună echipă contra celor de la Rapid, nici nu au un lot valoric la nici fel, numeros, da, nici... Exact. Au o misiune foarte grea în Bănii. Și partida celor de la Universitatea Craiova e duminică și ei au jucat ieri seară. Da. Deci două zile de odihnă, practic. Și rămâne în continuare singura echipă care după o treime din campionat Alis nu a reușit să guste victoria. Și nici nu-i vreun drum scurt. Nici spre victorie și nici spre partida de la Botoșani, pentru că după Botoșani urmează FCSB. Deci, în momentul de față, Botoșani, într-adevăr, nu știu de unde poate să scoată puncte. Deci Botoșani joacă acum cu Universitatea și apoi... Acasă cu FCSB. Acasă cu FCSB. Da. Mamă, ce meciuri grele are. Bine, la felul cum joacă, adică, nu știu, la fel vorbesc și de ei, cum am vorbit de UTA. De unde toate să vină? Toate meciurile lor sunt foarte grele, pentru că nu... Mie mi se pare că se întâmplă ceva foarte ciudat acolo. S-au tot schimbat antrenori. Hai să zic, lotul pare că... S-au adus și jucători, dar parcă n-au mai tras lozul câștigător cu jucătorii care au venit acum. Pe unii dintre ei sunt din Liga 4, Liga 5, Dacian, mă uitam și aseară. De ce să o luăm așa? Crezi că la echipele din față sunt jucători din ligi? Noi ne bucurăm acum că vin jucători din Liga 3 Italia. Da, Cristi, dar dacă aduci am din Liga... Am avut și noi jucători de... Păi nu, lasă. La Ploiești. E, vezi, de ce dar... are ursul coadă? Că a fost păcălit de vulpe, că păi ziceți nu, dar... glumele doar cu jumătăți de măsură. Și a înțelege fiecare ce vrea, vrea nimeni nu vrea nimic. Nu să dea nume pe post, Dacian. Și-a adus aminte de un coleg de azi. Ți se pare că noi îi cunoaștem așa de ieri de azi? E, da, dar când auzi că vine un jucător din Italia serios acum și a jucat și la Juventus... Da, practic, nu venea din Liga 3-a. Scuză-mă, am zis că a venit Salvatorul, nu? Da, bineînțeles. Am zis eu ceva, n-am zis nimic. Ce a venit? A venit. Furtuna și potopul după... A, așa, zi. A făcut zile fritele, dar ce m-a întrebat? Bun, pentru dar ceilalți nu? Mergeți la cărțile de istorie. Dați așa în cărțile de istorie, dați pe Wikipedia, vedeți așa în jos că sunt și... Au fost foarte mulți italieni la Petrolul, nu? Sunt tinerei mei, da. Așa. Dar, până una peste alta, ne întorcându-ne la oile noastre. Da, neapărat Botoșani, că nu au mai tras lozul câștigător. Eu cred că e... Da, dar ei tot aveau jucători. Ei tot găseau 2-3 jucători care, nu știu, își lefuia frumos acolo la Botoșani și dădea mai departe, îi vindea. Adică... Acum cred că și dacă ar avea, nu i-ar vinde. Cred că i-ar ține să-i salveze. Siguranță. Siguranță. La cât de rău arată echipa, nu cred că ar mai vinde domnul Iftime nici dacă l-ar avea pe Messi în echipă. Păstrând, bineînțeles, proporțiile, pentru că are nevoie să puncteze. Dacă după 10 etape ești singura echipă care da, nu ai reușit să bați. Din păcate, pentru Botoșani nu-i văd bine acest sezon. Dacă nu reușesc să mai aducă ceva jucători în iarnă, sincer... Singurul avantaj este că diferențele sunt încă mici. Sunt 2-3 puncte, adică... Exact, orice victorie te 10, mută câteva da, exact, locuri dacă mai în față, două victorii, orice deja eșec sunt trimite câteva pe... echipe care sunt acolo se vor și... Bate, da. Păi da. Avem rezultate, avem multe acum, puncte momentan cu... foarte aproape, deci se aș poate... Aș vedea un Botoșani cu UTA acolo, Iași. La... cu Iași, Dinamo. Chiar și cu Dinamo. Atenție ce zici de Iași și de Dinamo, mamă, se ceartă. Eu cred că nici... Nici oțelul nu stau. Nu e, nu. Foarte bine. Nu stau foarte bine, adică... Okay. Un meci cu siguranță plin de suporteri și de spectatori o să vedem la Hermannstadt Sibiu, care găzduiește partida cu Rapid București. Cu siguranță o partidă frumoasă. Frumoasă și grea pentru Rapid. Cred că au o deplasare foarte grea. E o echipă care, pur și simplu, pare că a jucat întotdeauna în prima ligă, adică parcă sunt jucători de primă ligă acolo.
față de echipele care au promovat, cum vă ziceam, și de Oțelul, că nu știu cât mai durează zidul ăsta pe care îl pune Dorinel în Liga 1 de a se apăra. Da, dar Rapid să știi că îi ajută meciul cu Hermannstadt, că Hermannstadt este o echipă care joacă, se deschide. Și atacă. Și atacă. Adică au spații jucătorii celor de la Rapid. Benzile mai ales au spații, da? Rahman este un jucător care... foarte bune. Păi nu, asta spun, adică eu și aici văd un meci de goluri. Nu văd un meci închis, pentru că și Hermannstadt și Rapid sunt echipe care atacă. Nu foarte greu să bați pe Hermannstadt la Sibiu. În afară de Farul, care a bătut-o în prima etapă conjunctural, de atunci Hermannstadt nu mai pierde acasă și mai ales reușește să marcheze. Ceea ce, împotriva Rapidului, e un aspect important. Bine, și Rapid arată foarte bine ofensiv, adică și aseară... Au jucători și de la mijloc exact. Sus, care poate să facă diferența, marchează, sunt marcatori. Atacant bun, care este într-o perioadă foarte bună. Cine? Atacantul celor de la Rapid, Rahmani. Vezi aici... Dar și de partea cealaltă sunt jucători buni la Hermannstadt. Mie, sincer, îmi plac foarte mult. Acum? Nu l-ai convins pe Cristi, să știi. Încă e pe gânduri Știi cum sunt eu? Adică, ok, când ai spus de atacantul celor de unde am venit, din Kosovo. Da, de la Balcani. Ok. N-am ce să mai spun. În momentul când vine un atacant din Kosovo și începem să-l laudăm pe aici, nu știu, eu... Păi laudă cifrele. Are 3 duble în 4 meciuri, Cristi. Știu, dar nu... N-am. E golgheterul campionatului în momentul de față. Și a jucat 3 meciuri, 4 meciuri. Bine, asta arată... Asta denotă faptul că, virgulă, campionatul nostru... E slab. Este foarte slab, dar aici spun eu. Dacă vine în Kosovo la Balcani, adică... Știi cum e? Nu știu, pentru mine mi se pare ciudat... Nu știu, mă uitam, eu țin minte la început echipele, nici nu ne uitam cum se aduce jucători din Kosovo. Adică... Da, nu trăim din amintiri. Au evoluat altfel lucrurile și am văzut... Nu, au involuat. Păi nu, eu nu mă refer la noi, mă refer la ceilalți. Nu au evoluat. Noi n-am evoluat deloc. Au evoluat ceilalți. Noi, asta m-am referit. Ceilalți au evoluat pentru că vedem... Exact, pentru că noi vedem performanțele și la nivel de echipe naționale, indiferent de că vorbim de naționala mare, că vorbim de echipele mai mici. Da, eu restul lumii s-a dezvoltat, noi trăim din amintiri. Da, nu? Eu cred că... Păi asta îi spunea lui Cristi, nu? El spunea atacantul din Kosovo, de la Balcani. Atacantul din Kosovo de la Balcani este golgheterul ligii întâi. Și n-a avut nevoie de timp de acomodare. A intrat și a început să dea goluri. Corect. Și o să iasă golgheterul campionatului. Da. Ce e interesant e că încă nu are o dublură pe măsură. Ce se va întâmpla dacă, Doamne ferește, pățește ceva, ia un roșu... Hai că vedem că prea v-ați supărat așa și nu e bine, că ne mai Hai să mai așteptăm puțin și vorbim despre... Performanța celui... Am înțeles. Da. Un aspru contestatar, să spunem așa. Nu, am dar înțeles. Dar sunt pe termen mai lung, nu sunt doar pe termen scurt. Vorbim despre CFR Cluj, care întâlnește acasă FC Universitatea Craiova. Partida e iarăși interesantă, de foc așa un pic. CFR-ul trebuie să spele rușinea din Giulești. Da, și Craiova de acasă cu Oțelul. Craiova de acasă cu Oțelul. Da. Și toată lumea e cu o atmosferă încrâncenată. Păi este o atmosferă încrâncenată. Și CFR-ul, pentru că n-am înțeles repriza a doua. Bine, n-am înțeles nici primul 11. N-am înțeles nimic. De punct. Ce a vrut să facă n-am înțeles domnul nimic, antrenor. Punct. Da, de la CFR, nu știu, mi s-a părut că a fost împotriva lui la acea partidă. De partea cealaltă și cei de la FCU vin după o partidă care... În loc să-i ridice, parcă le-a pus plumb în picioare. 2-0 te-au bătut cei de la Oțelul Galați acasă. Nu cred că se așteptau nici ei la un asemenea deznodământ. Cred că o să vedem o partidă la fel cu goluri. Pentru că și Craiova au jucători de la mijloc în sus care atacă și care pot să facă diferența. Și la CFR, spre deosebire de anii trecuți, marchează. Etapă de etapă marchează. L-am văzut acum, cred că asta este părerea mea, cred că deja se știu cei doi atacanți, pentru că i-am văzut și în prima repriză cu Alexandria pe
cei doi titulari. Betancur și cu... Erau în vacanță. Părea un meci de All Boys. Serios? Da. Deci... Adică atâta de lăsare și atâta lipsă de implicare. Corect. Rar mi-a fost dat să văd. La doi jucători care a trebuit să pună probleme pentru titularizare antrenorului. Da, uite, Craiova se întoarce la locul faptei, crimei, dacă îmi permiți așa, pentru că știm ce scandal a fost anul trecut când s-a jucat finala pentru Conference League. Da, da, da. Cu eliminarea lui Bauza. Deci va fi interesant pe cine va trimite Comisia Centrală a Arbitrilor să împartă dreptatea la Cluj și pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, pentru că va fi un meci tensionat cu siguranță, mai ales în contextul în care ambele formații vin după înfrângeri în care nu prea au contat. Și plus că CFR-ul trebuie să stea, trebuie să fie aproape de FCSB, în lupta pentru titlu. Clar e candidata principală. Principală. Are două meciuri grele, ale urmează și restanța cu Sepsi și pentru CFR, deci nu prea are timp de odihnă, trebuie să puncteze. Da. Joia următoare. Da. Joacă acasă sau în deplasare? Acasă. Deci au două partide de acasă. Uite, asta e un lucru bun pentru ei, că nu mai fac deplasarea la Sepsi, rămân tot acasă. Păi... Dar au două meciuri grele. Da, dar după aceea au deplasare duminică la București. Deci... Cu Dinamo. Mă, dacă vrei să câștigi campionatul, tu practic, tu trebuie să câștigi meciurile astea. Clar, adică, clar te gândești ca antrenor și ca președinte, meciurile astea, tu trebuie să le câștigi pentru a lua punctele. Adică, clar, Dinamo nu trece printr-o perioadă bună, FCU nici nu trece printr-o perioadă bună, nu poți să joci două meciuri acasă. Nu prea trece nimeni așa printr-o perioadă bună. Și multe echipe. Este o atmosferă foarte tensionată vis-a-vis în această de FCSB perioadă. Care... Asta voiam să zic. Care... Da, mi-e mai relaxat. Și Rapidul, care în ultima perioadă, pentru că nici Rapidul nu a început care bine, merge mai bine, dar restul echipelor chiar sunt într-o perioadă destul de tensionată. Vorbim și despre Poliaș, care întâlnește acasă Petrolul Ploiești. Iarăși o partidă foarte grea pentru cei de la Iași. Da, chiar nu arată foarte uite, bine. Iașiul vine după ce a dat lovitura la Voluntari, iar Petrolul n-a mai câștigat de când mergeam în pantaloni scurți. Așadar, nu văd pe Petrolul să câștige. Pantaloni scurți sunt 35 de grade afară. Da, unde mă rog, acum am trecut în toamnă. Știi că există perioada aceea... Semiscurți. Există perioada aceea când te urci în metrou, pentru cei care merg cu metrou, și nu știi dacă tu ești nesănătos că ești în plovor, sau cei care încă sunt în pantaloni scurți. Deci există o trecere din aceasta către sezonul 35 rece. De grade afară, e vară. Da. Depinde când ești din casă. Dacă ești mai matinal pe la 7, nu mai sunt 30. Scuze, da, deci revenind la partidă, eu cred că ea și este favorită de data aceasta împotriva Petrolului, pentru că mi se pare că este cu un picior ridicat de pe pedala de accelerație de ceva etape, Tăcean. Petrolul nu prea mai bate pe nimeni. Da, nu aș da o favorită pe Iași, nici pe Petrolul. Văd echilibru foarte, este, foarte Iași echilibrat nu joacă acasă, să știi. Nu joacă Iașul și în ultima perioadă, cum ai spus tu, și a revenit. Are doi brazilieni în fața acolo care fac tot jocul. V-am spus de Iași. Ce ne-ai spus tu de Iași? Spune oamenilor la televizor. Păi nu, când am vorbit de Iași în primele etape, clar toată lumea era dezamăgită, dar eu am spus că trebuie să avem răbdare pentru că au avut și un ciru de a adus jucători, au adus niște jucători foarte buni, plus că au un buget foarte bun și știi când îți oferă mai ales o echipă în Liga 1, mai ales în perioada asta. Și stabilitate. Și stabilitate financiară bună, plus absolut tot la discreție, practic ar trebui au făcut și câteva transferuri bune. Da. Da. Au o echipă bună, să știi. Eu vreau să văd la Petrolul Ploiești când o să intre Omrani. Tare curios sunt. L-am văzut și în poza de prezentare. Cred că l-a trezit prea dimineață. L-a chemat pe la 7 la ședința aia. Am văzut în Photoshop. Eu nu înțeleg transferul ăsta, îți măturisesc. Păi nu aveau atacant. Cu cine juca atacant? Da, dar ți se pare că Omrani mai are chef de fotbal? A, nu, da. L-ai văzut la FCSB să mai fie implicat așa cum era la CFR sub comanda lui Dan Petrescu? Dacă îl scoate de două ori la pauză, s-a terminat cu Omrani la Petrolul. Nu mai joacă deloc. Aveau nevoie de un atacant. Aveau nevoie, dar de un alt tip de atacant, de un atacant bătăios. Dacă mi-a adus pe un Amnic care joacă pe toane, va fi greu să aducă un plus echipei. Bine, știi cum e? Acum, ca să aduci Onuț un atacant, ești în plin campionat. Nu știu dacă mai au timp. Bine, să deja mai au adus un atacant, pe cel de la Botoșani. Mihai Roman. Pe da. Mihai Roman. Practic, cred că au încercat să aducă ceva care deja știu ceva despre jucătorul respectiv. Practic, l-au văzut în campionatul intern. Să nu-l regrete pe Irobiso. În scurt timp. Dacian, știi, prietenul nostru, Irobiso. Și de el îți plăcea mult tare de tot. Da. Ce-i cu el? N-am nimic, bine că s-a transferat. Câștigă mai bine în Arabia Saudită. Mult mai bine. Liga a doua. S-a câștigat și Petrolul, da? Fiecare sezon, nu știi că are favoriții lui în fiecare sezon. Da.
Am și acum favoriți câțiva... pe toate părțile. Da, știu. Am pe un băiat. Ai văzut că Alice, el zice mereu, CFR... cu tot respectul pentru băiat, adică nu are nimic personal. N-am nimic, dar cum ai putea să ai ceva personal cu oamenii ăștia? Nu-i cunoaștem personal. Am văzut deja trei meciuri cu un jucător de la CFR. Cine? Îmi scapă numele. Are numărul 2 pe spate. Juricic. Și este atacant. L-am văzut și aseară la Alexandria. L-ai văzut o repriză. Dăduse gol, dar i s-a anulat. A avut ghinion. Putea să schimbe părerea după golul de aseară, dar ce? Niciodată. Îi se pune pata pe câte un jucător. Dar nu mi se pune pata, dar glumesc. Acum, serios, îți dai seama când, nu știu, am jucat și noi fotbal. N-am zis că am fost vreun mare fotbalist sau vreun mare expert. Dar la, și la noi când venea cineva în probe, imediat îți dai seama dacă știe sau nu. După primul antrenament, da. După primul antrenament îți dai seama cum face o preluare, cum trage la poartă, cum dă o centrare, cum aleargă, cum, adică îți dai seama că... De obicei, după cum intra în vestiar, adică ăla era primul impuls. Și dacă era să alerge careva pe călcâie, era, nu? Nu, sunt mici chestii pe care noi... Nu, serios să spun, dar n-am nicio treabă, repet, n-am nicio treabă, dar mă mir că la CFR, da, o echipă care se bate la campionat, a luat un jucător de genul ăsta. Serios, adică... Hai că mai vedem pe băiat, poate te mai convinge până la... Mai vorbește cu șefa să ne mai dea o oră, că mai vreau să mai am 2-3 jucători. Mai are de dezbătut, de făcut aici arborele genealogii cu unora și altora. FCSB care întâlnește acasă Uclujul, Cluj despre care spuneam că e într-o formă bună, într-o continuă creștere. FCSB pe prima poziție în clasament, la o diferență de puncte de CFR. Deci acum joacă cu Steaua, după spusele lui Kipciu. După spusele lui Kipciu. Da. Acum joacă cu Steaua. Ăsta e echipamentul. Ăsta e echipamentul original. Da, original. Da, să-i vedem pe cei de la Universitatea Cluj împotriva celor de la Steaua, cum a spus Kipciu. Da, așa. Până una alta noi păstrăm denumirea, așa numit FCSB. Mai acum, pe preferințele fiecăruia, se rezolve odată această discuție ca să nu mai existe conflictul la nivel mediatic, dar ce ne-am face fără un pic de amuzament, nu-i așa? Bun, deci FCSB. Anul trecut a plecat învinsă, nu? Ucluj. Da. De la București. Da. În etapa a doua sau a treia, exact, dacă am așa, de egalitate. Și trebuiau să câștige, că au egalat târziu cei de la FCSB. Nu va fi ușor pentru FCSB. Pentru că, în continuare, Universitatea Cluj are acest plus al experienței jucătorilor daciene. Are foarte mulți jucători cu experiență care nu se sperie de atmosfera de la București. Și sunt mulți jucători care au câștigat ceva în Liga 1, da? Au o cupă, au un campionat. Contează foarte mult. Adică știu să joace sub presiune. Și nu par depășiți de vârstă. Unii dintre ei, să știi că chiar se mișcă foarte bine pentru campionatul nostru acum. Și eu cred că să știți că nici voi nu sunteți depășiți de vârstă și vă mișcați foarte bine pentru papezi. Aseară avea loc la Alexandria și Dacia. Și Dacia, în 20 de minute. Duce? 20 de minute? Cu ochii închiși. Și bolnăvior, așa cum sunt 20 de minute. Tot intra. Îl treceam cu un asist în caseta tehnică Alice pe Dacia. Nu mai transferat așa, după nicăieri, că lasă să fie la noi. 2-3 centrări, nimeream și eu 2-3 centrări. Și al meu, Cristi, cum facea și el 2-3 de posedare așa? Hai, lasă stați aici, că nu mai, gata. V-a trecut vremea, gata, da, mai. Ce mai, am trecut. Gata, jucăm la Cupa Presii, facem alte... Mai e jucați miercurea sau când jucați voi fotbal și gata. E dor de competiție, să știi. Ai, e frumos. Ne jucăm Remi pe telefon de acum, lăsați-o așa. Online. Exact, între noi. La FCSB este favorită. Dacă dă gol repede, cred că nu se pune problema câștigătoarei. Da, cu cât trece timpul, este în favoarea celor de la Universitatea Cluj. Mai ales să vedem și ce permutări vor fi, pentru că se anunță în continuare ceva modificări în primul 11. Al FCSB-ului? Da, sau... al FCSB-ului. Bă, acolo sunt discuții mari. La Cluj nu cred că vom vedea foarte multe modificări. Deci la FCSB pe cine ai vedea așa? Sau care ți s-ar părea surpriza? Bă, mi s-ar părea o surpriză dacă n-ar începe cu Companiu titular, de exemplu. Într-un meci în care Universitatea Cluj are niște fundași central de talie. Și nu cred că o idee cu Băluță din nou, vârf împins, sau Coman, cum se anunță deja de către patronul Gigi Becali. Vârf împins, Coman? Coman și Tavi Popescu să revină în poziția lui în stânga. În stânga. Da. Și în dreapta? În dreapta? Cine e? Miculescu ar trebui să fie. Și înseamnă că l-ar sări pe Băluță din schemă, nu? Exact, exact. Eu sunt curios cu Djokovic.
tare curios sunt. Cât da. Mai joacă? Dacă joacă, dacă nu joacă, tare curios, pentru când a venit, vă aduceți aminte că spunea că Djokovic este omul care câștigă campionatul, da? Cu el câștigi campionatul. Acum, da, cred că... Problema e în felul următor, noi am mai discutat-o, dacă nu îl pui să joace ceea ce știe să joace, îi anulezi toate calitățile lui Djokovic. Asta și eu am degeaba îl bagi dacă nu îl pui unde trebuie să joace, adică mai bine joci cu Ovidiu Popescu. Dar nici eu nu-l văd pe Djokovic jucătorul... Ce locul pui să joace Djokovic? Djokovic trebuie să joace în locul lui Ovidiu Popescu, colarul și cu șut, în linia de 3. Iar în față să fie Tavi Popescu, Coman și Miculescu slash Băluță, unul dintre cei doi. Pentru că în apărare lucrurile sunt clare. Vor juca în Ghezana cu Daua. Sunt stânga Radunovic și dreapta Pantea. Foarte bun. Vedem ce strategie abordați mâine în meciul pe care o să-l disputați împotriva altor colegi din presă. Mult succes! Luni anunțăm care au fost rezultatele și cine prinde lotul și data viitoare. Mulțumesc, dragilor, pentru prezența astăzi. Rămâneți în continuare cu Metropola TV. Noi ne revedem luni de la 17. Weekend frumos tuturor!